Aceștia au fost huiduiți de suporteri după remiza cu Farul. Gaichiu a primit o pungă de semințe în cap. El și Miranda au fost cei mai apostrofați de fanii care i-au așteptat pe jucători după meci la vestiare. Torje, copilule, nu mai sta prin baruri, a fost sfatul spectatorilor supărați. Dinamoviștii au fost luați în colimator de suporteri după remiza cu Farul. La primul meci pe banca lui Dinamo, Mulțescu a fost fluierat din tribună, în timp ce Ion Marin a fost aplaudat la fel ca și jucătorii Farului. Fotbaliștii lui Dinamo au fost puși la zid imediat după finalul partidei. Cel mai huiduit a fost Galicchio, în care s-a aruncat cu semințe de la tribuna a doua. Jucătorii au fost așteptați și la vestiare de suporte. Bine că ți-ai luat mașină! Trebuie să le spălăm creierele fotbaliștilor după acest eșec, a spus Gigi Mulțescu la finalul partidei cu Farul încheiat 0-0. Antrenorul lui Dinamo i-a pus la zid pe zi cu Torje, Gaichiu și Miranda. Să le spălăm creierul la jucători de această nereușită, pentru că sunt afectați și ei, normal. După egalul alb cu Farul, Gigi Mulțescu a pus la zid jumătate din lotul lui Dinamo. Zicu, ce mi-a arătat în teren, e clar că nu mai putea. Și nici nu este pregătit foarte bine. Tot ce mi s-a făcut în disciplina tactică. Pentru că el trebuia să deschidă jocul, de-aia l-a și băgat să desfacă jocul mare. Și a făcut-o un pic și a început să se plimbe pe teren. Mulțescu a fost dezamăgit și de noua achiziția lui Dinamo, atacantul de 1,5 milioane de euro, Miranda, dar și de John Galicchio, care va fi trimis din nou la echipa a doua. Mă mai gândesc, nu m-a satisfăcut, nu știu, cred că n-a satisfăcut pe nimeni. Mulțescu a spus că, indiferent de presiunile venite din partea conducerii, unii dintre jucătorii nu vor mai prinde primul 11. Trebuie să făcute, indiferent de presiune, de liniște, trebuie să făcute aceste schimbări. Aseară și-a criticat jucătorii, dar astăzi a revenit la sentimente mai bune la 24 de ore de la Dinamo Farul 0-0. Lui Gigi Mulțescu i-a trecut supărarea. Te ieri înfierbântați, te-am văzut puțin deformat sau... trebuie să luăm cele mai bune hotărâri și să rezolvăm treburile. După aceea seară, la finalul partidei cu Farul, Gigi Mulțescu era foc și pară pe jucători. Astăzi, tehnicianul și-a mai îndulcit tonul. Zicu nu a fost într-o zi foarte bună ieri. Este un jucător valoros pe care noi ne bazăm. Poate că nici ideea mea n-a fost cea mai fericită să-l folosesc de la început. L-am criticat pe Torje pentru un aspect care nu a avut el chiar o mai mare vină, și anume că n-a rămas acolo în dreapta unde, pe tot parcursul reprizei, unde a începuse foarte bine. Mulțescu va reveni la sistemul de joc 4-4-2 și va promova doi jucători de la echipa a doua, Atucura și Mușat. După ce azi noapte a avut discuții cu oficialii clubului, astăzi la stadion Mulțescu a vorbit și cu jucătorii, care sunt supărați că au fost aspru criticați după egalul cu Farul. Dinamo-i dă insomnii lui Gigi Mulțescu, cel care a redebutat pe banca tehnică a formației din Ștefan cel Mare. Dinamoviștii au făcut 0-0 acasă cu Farul, meci în care pisica Bogdan Lobonț a fost îngerul din poartă, iar bratul demonul din atac. Nu, mi a dormit înainte de emoții, acum să dorm de supărat. Da, asta e viața unui antrenor. Insomnii. Dinamo nu a putut să învingă echipa de pe locul 13, Farul Constanța, la redebutul lui Gigi Mulțescu în funcție de antrenor. Florin Bratu a fost principalul responsabil cu ratările în Ștefan cel Mare. În minutul 20 a șutat puternic de la mare distanță, dar Vlas a scos mingea de sub bară. La poarta cealaltă, Lobonț și-a început paradele 5 minute mai târziu, când a respins șutul lui Băcilă. Bratu a ratat din nou incredibil la începutul reprizei a doua. Vlas nu a putut interveni, însă a fost salvat de bară. În final, Dinamo a avut noroc în fața unei echipe care se chinuie să se salveze de la retrogradare. Ce important este să adunăm puncte, că noi ne batem la retrogradare, nu ca alții la... Liga Campionilor. Lobonț a făcut minuni. Mai întâi a apărat șutul lui Gerlem.
În minutul 89, Pisica i-a salvat din nou pe dinamoviști când a respins în aceeași fază două șuturi, ultimul dintre ele cu un reflex de zile mari. Nu prea confortabil, e clar, dar fotbalul este azi și mâine. Nu pot decât să mă duc să înling rănile, să văd ce analizez așa la rece ce s-a întâmplat. Răzvan Lucescu se interesează de Dinamo, juniorul Lucescu.